Șoferul de 33 de ani a ajuns plin de sânge la Spitalul Județean Suceava și cu leziuni la nivelul capului. Bărbatul, muncitor constructor, se întorcea de la serviciu cu mașina, împreună cu alți patru colegi. Ei circulau dinspre orașul Liteni spre Voron atunci când au observat pe drum un grup de aproape 20 de tineri care jucau tenis. Terenul de tenis era marcat cu cretă pe drum. Șoferul a claxonat, însă tinerii nu s-au oferit și a trebuit să oprească. A ieșit din mașină și a luat la întrebări pe jucătorii de tenis, iar atunci aceștia au devenit violenți. Cinci dintre ei au sărit la bătaie și l-au lovit pe șofer cu paletele de tenis și cu picioarele. Bărbatul a fost scos de ceilalți colegi din mâinile agresorilor. S-a prezentat cu traumatism cranian, cu plăci multiple zdrobite la nivelul scalpului și o contuzie la nivelul umărului drept. Pentru moment se află în investigații în unitatea de primire a urgențelor. Ulterior urmă să decidem conduita și dacă va rămâne sau nu internat în spital. M-a lovit cu paletul de tenis. Tenis, lemn făcut, tegul. V-a bătut, nu? Ca. Și câte lovituri m-a picat? Vreo trei. Trei și restul, nu știu. Dar de ce v-au agresat? Că nu puteau juca tenis, că erau pe stradă? Da, erau teren, nu marca teren de tenis. Pe mijlocul străzii? Da, pe mijlocul străzii. Pe toată strada. Și câți erau ei? Păi erau... Cred că erau 20 secunde. Și toți au sărit sau câți? Nu, cam 4-5. 4-5 au sărit, nu? Da, m-au înghesuit la mașină. Erați singur în mașină? Nu, 5 eram. Și ceilalți? Erau în mașină. N-au ieșit, nu? Au ieșit, dar după aia, că nu m-au bătut în mână. Deci, practic, ceilalți v-au spus din mână agresor? Da. Și erați cu copii, cu soție? Nu, sau? Erau toți, băieți, mi-am luat. Vă întorceați de la serviciu acasă? Și băieții v-au spus că v-au apărat. Da. Dacă nu erau ei, da. Când nu erau ei, era mai grav. Da, da. Lovitul era de lemn în cap. Cred că un litru de sânge s-a dus, sigur. Pentru că ați îndrăznit să treceți pe o stradă pe da, care se circulă. Da, trec terenul ăla. Dar pe ce drum treceați dumneavoastră? Județean? Nu, e asfaltat între Știrbăți și Fântânele. La locul incidentului au ajuns și polițiștii, iar tinerii au fost duși la audieri.